Sunt Andrei Cruitoru și în acest episod aș dori să vă aduc în atenție un alt mod nefericit pe care îl observ de foarte multă vreme în abordarea unor anumite subiecte cu care probabil nu suntem de acord. Uh, mă refer la anumite articole scrise pe internet, dacă aș putea să numesc articole, un fel de articolaș, un fel de comentarii scrise pe internet despre luteranism, despre calvinism, articole la care fratele Otniel Bunaciu, fostul președinte al cultului baptist, nu știu acum dacă are vreo funcție în cultul baptist, răspunde, reacționează, apreciind articolele acestea la aceeași persoană. Vedeți imaginile în continuare. În viața acestei persoane care a publicat aceste articole, vedem această dorință de a-i avertiza pe oameni cu privire la pericolul calvinismului și al luteranismului. Acum, problema este că atunci când te asociezi cu așa ceva, trebuie să îți asumi toate lucrurile cu care te asociezi. Da? În momentul în care ai dat like sau ai dat share la un articol, trebuie să te asumi lucrurile care au fost puse acolo. Da? Problema este că nu doar Persoana despre care nu doresc să discut, că nu mă interesează, uh, nu doar persoana, dar lucrurile care sunt scrise sunt niște aberații, niște uh, enormități, niște absurdități care nu au niciun fel de legătură cu realitatea. De exemplu. Vă dau un exemplu. Deci, acestea sunt rezultatele teologiei calviniste. Ce mai fac reformații prin lume? Cuplurile homo și lesbiene cu izi de sfințenie. Câtă minte trebuie să ai ca să spui că există o legătură între calvinism și homosexualitate. La ora actuală, unii dintre cei mai puternici apologeți împotriva mișcării LGBT sunt calviniști sau cei care susțin teologia reformată. Confuzia care se face este că dacă în Suedia sunt cupluri de homosexual, înseamnă că aceste cupluri de homosexuali vin de teologia calvinistă. 1. Suedia nu este o țară calvinistă, Suedia nu a fost o țară calvinistă. Calvinismul și luteranismul sunt două chestiuni diferite. Și homosexualitatea nu are nicio treabă cu calvinismul. Homosexualitatea există de la începuturile lumii acestea, după cum ne arată Biblia, nu are nicio treabă cu calvinismul. Da? Să dai like la asemenea prostie dovedește fie ignoranță, fie reavoință, da, Și impostură intelectuală. Altă enormitate. Care sună cam așa, impactul devastator al calvinismului asupra societății. Deci, impactul devastator al calvinismului, și apoi să dau niște date despre Suedia, care n-a fost niciodată o țară calvinistă. Spune oficial, peste 67% dintre cetățeni sunt înregistrați ca membri ai Bisericii suedeze, luterane, în paranteză, calviniști. Dar 4-5% din protestanții reformați din Suedia sunt atei. Așa credincioși, așa mântuire ușoară, vedem ce au avut. Vrea cineva o societate ateie? Singura soluție este calvinismul. Otniel Bunaciu dă like la postarea asta. Acum, care este problema? De ce aduc în discuție această persoană? Păi aduc în discuție această persoană pentru că ea a fost președintele cultului baptist. Această persoană este o persoană inteligentă, intelectuală, care a citit, care a studiat, care cunoaște, care are o funcție în o universitate, două, nu știu, din țară, la noi. O persoană cu un anumit prestigiu, o persoană la care te aștepți la o anumită acuratețe în vorbire, în exprimare, în uh, adevărurile sau informațiile comunicate. Uh, a avut funcții și în alianțe mondiale ale baptiștilor. Deci nu vorbim despre cineva care habar nu are despre ce vorbește, da? Să dai like la o semnă prostie uh, trădează, în primul rând, ignoranță. Dacă nu este ignoranță, este rea voință. Cu alte cuvinte, caricaturizez o anumită poziție... Spui despre lucruri care nu sunt adevărate ca să fie ușor să o combați. Pentru că ți este mai greu să te duci la textul biblic și să verifici dacă lucrurile care se spun despre uh, poziția respectivă teologică sunt adevărate sau nu. Mai mult decât atât, fratele Otinel Bunaciu, din câte știu eu, are coleg în biserica lui, ca slujitor, un frate care susține teologie calvinistă. Așadar, întrebarea este dacă calvinismul duce la ateism și la homosexualitate. El nu își pune întrebarea cum asemenea persoană slujește în biserica în care și el slujește. Aceeași întrebare se poate pune cu privire la toți slujitori, la păstorii care sunt în cultul baptist și sunt reformați sau sunt calviniști. Oare nu cumva aceștia promovează homosexualitatea și ateismul? Bine, prostia e de la sine înțeleasă, dar când o asemenea persoană cu o asemenea funcție, cu o asemenea poziție, cu o asemenea reputație face afirmații de genul ăsta sau cuvințează afirmații de genul ăsta, lucrul ăsta este periculos. În fine, eu am atras atenția pe internet cu privire la lucrul acesta și fratele Bunaciu, probabil cu în urma unor insistențe, unor persoane apropiate, a găsit de cuvință să răspundă. Și aș vrea să dăm atenție acestui răspuns și să analizăm puțin afirmațiile pe care dumnealui le facem. Iată în primul rând, din moment ce Facebook nu figurează pe lista încredințărilor date de domnul nostru, nu tratez acest mediu cu rigoarea cu care încearcă unii. Când dau și eu un like, nu fac cercetări prea multe și în niciun caz nu fac o investigație doctrinară a profilului celui care postează. Asta este o... o... Minciună probabil, mai ales că pretenția celui care postează asemenea lucruri este că se cunoaște destul de bine cu fratele Otiniel Bunaciu. Dar poate este un adevăr și persoana care a spus lucrurile astea este mincinoasă. Nu contează, nu este treaba noastră să verificăm lucrul ăsta acum. Dar, în momentul în care te implici într-un demers din asta, fie că este pe Facebook, fie că este cu o, o persoană cu care te întâlnești pe stradă și discuți anumite lucruri care privezi viața de credință, viața spirituală, relația cu Dumnezeu, doctrina biblică, învățătura Sfintei scripturi. trebuie să fii riguros. Deci trebuie să fii riguros. Mini-articolele astea aberante, absurde, au 10-11 rânduri. Doamne, nu e atât de greu să citești 10-11 rânduri și să dai like în cunoștință de cauză. Deci, acum este un fel de încercare de a drege așa cu busuioc situația, când, în realitate, lucrurile sunt foarte clare. El a văzut exact ce scrie acolo și a dat like la niște aberații, la niște prostii, da? Și da, trebuie să fie rigurozitate în momentul în care uh, vorbești despre niște sisteme teologice, când vorbești despre niște doctrine care vizează mântuirea noastră, când vorbești despre influența pe care au avut-o uh, niște oameni sau niște doctrine asupra unui continent întreg. Să spui că tu nu ești foarte riguros când ești pe Facebook. domnule nu e vorba despre mediul în care faci lucrul ăsta, ci vorba de tine ca persoană, de lucru care este discutat și de încuvințarea pe care ți-o dai la lucrul respectiv, da? Bun. Apoi o altă afirmație este de ce ar proceda un frate care se întreabă ceva în legătură cu mine, adică eu, de ce aș proceda în felul următor? Cum? Așa cum ne îndeamnă Biblia să procedăm între frați, în primul rând să ne adresăm personal. Ei, chestiunea asta am auzit-o foarte des și cu ocazia asta și în general am auzit-o foarte des. Că de ce nu abordez personal persoanele cu care aș dori să am un anumit dialog? În primul rând pentru că eu cred că aceste persoane Uh, nu se vor corecta. Și în cele mai multe cazuri, lucrurile au stat în tocmai. Persoanele care au fost, care s-au corectat în privința unor lucruri pe care eu le-am spus public, se corectase înainte, ca să le spun eu. Dar în general oamenii nu se corectează. Iar răspunsurile pe care ei mi le-au dat, în cele mai multe cazuri, au fost răspunsuri care au arătat că ei nu vor să se corecteze, că ei sunt convinși de aberațiile lor, de absurdităților sau două lucrurile pe care eu le-am amendat și le-am considerat în felul acesta. Da? Bun, dar motivul principal pentru care atac public lucrurile acestea este pentru că persoana care este sub vizorul meu acum a comentat public, a făcut o acțiune publică. Da? Textul la care se face deseori referire este Matei 18. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră între tine și el singur. Îl mustră între mine și el singur dacă a păcătuit împotriva mea. Dacă este o neînțelegere personală. Dar aici avem de face cu o ieșire publică a unei personalități publice, da, un om uh, cu o anumită funcție importantă în cult, în societate, poate în într-o universitate și așa mai departe. Ieșirea publică este taxată public. Da? Uh, chestiunile private sunt tratate privat. Aici nu este o chestiune privată, da? Deci lu luarea acestui text și aplicarea în contextul ăsta uh, nu are nicio treabă. Bun, o altă afirmație este următoarea. Pot să spun că eu bănuiesc că unora le pare rău că Domnul Isus nu a avut șansa să-l studieze pe Calvin, pe Luther, pe Arminiu sau pe alți promotori contemporane a unor interpretări mai mult sau mai puțin personale a ceea ce a spus el. Probabil că aceste persoane se gândesc că Domnul Isus ar fi realizat mult mai mult dacă era calvinist. Da, înțeleg ironia, nu consider că ea ușare își are los. nu credem că Domnul Isus Hristos ar fi câștigat ceva dacă ar fi stat să-l asculte pe Calvin, credem că asta este o aberație, este o blasfemie împotriva Domnului Isus Hristos. Dar noi credem că Calvin, Luther, ceilalți reformatori, alți oameni după ei, alți oameni înainte de ei, au avut o anumită lumină specială pe care Dumnezeu le-a dat-o în vremea lor pentru a înțelege niște adevăruri importante din Sfânta Scriptură. În cazul lui Calvin, al lui Luther, este vorba despre Evanghelie, iar lucrul acesta este de deosebită importanță pentru noi și pentru istoria, omenirii, la propriu, pentru istoria acestui pământ. Faptul că Dumnezeu, prin acești oameni, a ales să aducă din nou la lumină Evanghelia. Iar lucrul acesta nu este un lucru ușor și nu trebuie uh, bajocorit și nu trebuie luat uh, cu ironie și așa mai departe, da? Este un lucru deosebit de important. Dumnezeu nu ne-a dat nou toată lumina, toată înțelepciunea, toată cunoașterea teologică. Să fim serioși, noi suntem un fel de note de subsol. Tot ce scriem noi astăzi este un fel de notă subsol la scrierile lui Calvin și al lui Luther da? Și să, să lucrul ăsta arată uh, rea voință, arată poate ignoranța, dar poate mai degrabă mândia și aroganța. Doamne, și nu fi calvin și lutere ăștia, poate și așa de grozav că și Isus ar fi trebuit să stea la picioarele lor. Nu, ci vorbim despre faptul că Dumnezeu i-a ales într-o perioadă deosebit de întunecată a istoriei ca prin ei să aducă din nou la lumină Evanghelia. Un lucru pentru care îi mulțumim lui Dumnezeu. Iar apoi fratele face așa, o, o trece în revistă rapidă. De ce calvinismul n-ar fi adevărat? Ia zis, poate că atunci ar fi evitat să spună Domnul Iisus dacă ar fi învățat de la Calvin, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Accentul fiind pe toți, da? Sau fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu, mi că da pe singurul să o fiu ca oricine crede în El. Să nu pierde deci, ce să aibă viața veșnică. Domnule, astea unele dintre cele mai calviniste texte, dacă ar putea să le numesc așa. Biblia nu este calvinistă. Dar interpretarea pe care o dai acestui text, care poate să fie alta decât că Domnul Iisus Hristos spune aici, venit la mine toți cei trudiți și împovărați, cei care nu se simțeau trudiți și împovărau, care nu uh, recunoșteau experiența asta în viață, nu, nu veneau la Domnul Isus Hristos. Domnul Isus îi cheamă pe ei, da? Veniți la mine toți și cei... este o calificare a acestor oameni. Cei trudiți și împovărați și el le vedea o digne, da? Apoi spune, pentru că oricine crede în el să nu piară ce să aibă viața veșnică. Domnul Isus nu spune oricine. Nu spune că a dat pe singurul său veu ca oricine să nu piară. Și spune că oricine crede să nu piară. Este o condiție pusă acolo, da? Și condiția este condiția credinței. Credința este un dar de la Dumnezeu, cum spune Scriptura foarte clar, și ceea ce înseamnă că Dumnezeu cheamă la el pe toți aceia care cred, adică aceia cărora el le dă credință, da? Oricum ai luau, dacă faci o citire simplă a textului. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, că a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ce să aibă viață veșnică. Cei care nu pierd și au o viață veșnică sunt cei care cred, nu oricine, ci toți cei care cred. Oricine crede, nu oricine, ci oricine crede. Accentul este pe oricine crede, acolo este pus o condiție, este pus o calificare acestor oameni. Așadar, asta spune calvinismul, asta spune Biblia și nu văd pe cineva care ar citit textul ăsta și ar putea să nege lucrul acesta. Nu văd a promite oamenilor că pot să fie mântuiți, că Biblia spune oricine frate, oricine frate, este o eroare. Biblia nu spune oricine, ce spune oricine crede. Bun, apoi fratele trece la discuta chestiunea asta a țărilor protestante din Europa și zice în felul următor, vorbind și mai specific, este un adevăr că societățile lumii s-au dezvoltat diferit în țările, așa zis, creștine și în funcție de confesiunea adoptată. I-au zis, cea mai importantă dintre ele, cel mai important factor de influență, fiind cel politic, social și economic, mai degrabă decât cel teologic. Fals! Fals! În Europa, adoptarea unor anumite sisteme politice a ținut de influența puternică religioasă. Într-o țară protestantă era cu neputință să existe altceva decât sistemul politic care a existat atunci sau ceva asemănător, în care uh, anumite principii biblice erau respectate griguros. Da? Uh, nu văd cum într-o țară protestantă în care oamenii cred adevărul Sfinte Scriptură ar putea, de exemplu, să fie comuniști. Nu e posibil așa ceva, da? Deci să spui că cel mai important factor de influență în țările astea protestante a fost cel politic, social și economic, nu este adevărat. Este adevărat că au existat factori sociali, economici și politici foarte puternici și care au influențat foarte mult soarta, soarta protestantismului. Dar aceste lucruri s-au generat una pe cealaltă, s-au influențat una pe cealaltă. De aceea, dezbaterea asta care este vechi de aproape 500 de ani, adică cu privire la uh, calvinism și arminianism, presupun că se referă fratele, tinde să rămână prezentă, deși nu prea a dat de pozitive, fiind mai mult dumând ar discordei. Nu, dezbaterea aceasta despre autonomia omului, despre libera lui voință și așa mai departe, de când lumea asta. Da? Ea nu este de 500 de ani, de când lumea. Omul a vrut să fie autonom, a vrut să fie liber și a avut confuzii foarte grave, foarte grave cu privire la libertatea lui și asta a dus la căderea noastră în păcat. Mai mult decât atâta, pe vremea lui Augustin, care nu este cu 500 de ani, este cu vreo 1600 de ani, da? controversa care a existat între Pelagiu și Augustin a avut în vedere tocmai lucrul acesta. Da? Pelagiu s-a fost condamnat ca eretic, Apoi mai a existat un alt conciliu în care a fost condamnat semipelagianismul, care astăzi este foarte popular și între baptiști, și între pendicostali, și între creștini pe Evanghelie, între confesiunile care vin din mișcarea protestantă, da? confesiunile neoprotestante. Astea au fost condamnate ca eretice în biserică. Astea, discuțiile astea nu sunt de 500 de ani. Nu doar că nu sunt de 500 de ani, el nu ar, au creat doar rău. Nu. A fost, avantajul a fost că a fost văzut rău foarte clar, a fost combătut rău, a fost atacat rău, a fost condamnată erezia. Avantajul este că s-au scris mărturisiri de credință foarte bune, mărturisirea, de exemplu, de la 1689, care este o mărturisire de credință baptistă, reformată, e infinit mai bună decât mărturisirea baptistilor din România. Au fost scrise cărți foarte bune, oamenii s-au pus să studieze Sfânta Scriptură foarte serios. A fost mai degrabă un măr al și nu prea dar roade pozitive. Greșit, eronat, a dat roade foarte pozitive, s-a făcut misiune, s-a făcut evangelizare, s-a predicat o evanghelie curată, nediluată, nealterată, pentru că oamenii, datorită acestor controverse, s-au pus la masă de lucru, s-au pus să studieze serios Scriptura și să vadă ce învață Scriptura despre mântuirea omului. Aici nu este vorba despre un adevăr secundar din Sfânta Scriptură, ci este vorba despre mântuirea noastră. Iar lucrul acesta este de primă importanță pentru noi. Da? Deci nu este mărea de care a dat numai roade negative. Nu? A dat foarte, 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 foarte multe roade pozitive. Bineînțeles, când ești prins cu mâța în sac, cum se spune, sau când susții o doctrină uh, nebiblică, alterată și așa mai departe, nu-ți priesc dezbaterele, nu-ți nu prieste uh, niciun fel de dialog. Da. O altă afirmație despre baptiști aici, foarte importantă, tot așa cum este adevărat că încă de la începutul istoriei credincioșii și baptiști au fost împărțiți pe tema calvinismului, adevărat. Primii baptiști au fost baptiști general, adică arminieni. Greșit! Anabaptiști au fost arminieni. Anabaptiști au fost arminieni, să fac o diferență foarte clară. Da? Protestantism, doctrina calvinistă sau reformată a, apărut, a fost prima. Da? A fost prima. Nu a existat doctrina arminiană întâi. Doctrina arminiană a venit după câțiva zeci de ani, da? prin controversa respectivă. Între baptiști, între baptiști, lucrurile au stat în același fel. Au fost baptiști calviniști care au venit direct din reformați, din biserica anglicană, cu teologie reformată și au fost baptiști arminieni care au luat arminianismul de la anabaptiști. Acum depinde pe care filieră uh, a mișcării baptiste vii. Dacă ești pe cea anabaptistă, arminian, dacă ești pe cea baptistă din Anglia, de exemplu, uh, ai uh, doctrina reformată calvinistă. Bun. Apoi avem ceva interesant aici spus despre mărturisirea de credința baptistilor din România, cu care fratele zice că este de acord și nu este în mod clar una calvină. Eu zic că e în mod clar necalvină, adevărat aici. Dar, din punctul meu de vedere, n-ai ce să te cu mărturisirea asta. În cultul baptist, o an de zile, s-a discutat despre revizuirea mărturisirii pentru că este jalnică și a fost făcută pe fugă ca să fie dată autorităților comuniste din câte mi-aduc eu aminte, nu știu toate, toate, toate detaliile și tot cursul evenimentului, dar din ce mi-au spus uh, frații păstori, cam așa stau lucrurile și nu este o mărturisire cu care este la Da? Avem mărturisire la 1689 Baptistă care e nespus mai bună decât, nu că e nespus mai bună, e incomparabil, la propriu, nu se poate compara cu mărturisirea de credință baptistă a cultului baptist din România. Nu se poate compara. Sunt atâtea mărturisiri baptiste istorice care ar fi care ar putea fi luate la oaltă și s-ar putea constitui o mărturisire a baptistilor din România, dar nu se face lucrul ăsta dintr-un motiv uh, foarte simplu care arată cât de bun e mărturisirea asta. Mărturisirea asta este atât de vagă, de generală, încât ar putea să stea o grămadă de eretici uh, sub ea, da? Ar putea să stea cu mărturisirea asta sub da, și noi credem la fel, domnule, niciun fel de problemă. De aceea, dacă s-ar face o mărturisire mai strictă, mai fixă, mai biblică, în cultul baptist din România, cultul ăsta s-ar fărămânțea în câțiva ani de zile și s-ar alege praf și pulberea de el. Cam asta despre mărturisirea noastră. Bun. O altă afirmație. Din fericire, pentru toți cei care caută mântuirea, știm că aceasta este prin credința în Isus Hristos și prin pocăință. Amin. Și nu printr-un anumit tip de teologie. Fals. Care până la urmă este importantă, deoarece este modul nostru de a vorbi despre Dumnezeu, de nu ne mântuiește. Deci a spune că să te pocăiești, să crezi este important și nu important teologie, este eronat. De ce? Pentru că în momentul în care îi spui ce înseamnă credința, atunci începi să faci teologie. Explici ce înseamnă credința. La evanghelizare, dacă îi spui să crezi înseamnă următorul lucru. Tu faci teologie atunci. Asta faci. Expui o doctrină. Doctrina despre ce înseamnă credința. Când expui omului, omului ce, în ce să creadă în Domnul Isus Hristos. Cine este Domnul Isus Hristos? Ce este persoana Domnului Isus? Care este lucrarea Domnului Isus Hristos? Care este viața Domnului Isus Hristos? Când începi să expui lucrurile acestea, da? să le prezinți, prezinți o învățătură, o doctrină și aia este teologie. Nu poți să crești să pocăiești decât dacă știi ce înseamnă credința și pocăința, dacă știi cine este cel în care trebuie să crești și dacă știi ceva despre cel în care trebuie să crești, dacă știi ceva despre nașterea lui, despre viața lui, despre identitatea lui, despre persoana lui, despre lucrarea lui, despre moartea lui, despre învierea lui. Nu poți fi mântuit dacă nu știi lucrurile astea. Și asta înseamnă să faci teologie. Nu, cel mai important lucru nu este să crezi. Cel mai important lucru este să crezi cu adevărat și să crezi în ce trebuie să crezi și în cine trebuie să crezi, da? să ai detalii și dacă ai detalii și cineva ți-a dat învățături cu privire la lucrurile acestea, înseamnă că a făcut teologie. Deci teologia este strict legată de credință și de pocăință. E la propriu dezamăgitor să citești de la o asemenea persoană asemenea afirmații pe care le auzi la oamenii care nu au nicio treabă cu, 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 istoria bisericii, cu dogmele creștine, cu învățătura Sfintei Scripturi, cu preocuparea pentru teologie și așa mai departe. Să auzi asemenea afirmații este o dezamăgire. Bun. Trecem peste multe lucruri care sunt scrise aici, nu-i foarte mult timp, și zice la un moment dat așa, like-ul meu, atât de buclucaș, poate fi văzut ca o simplă recunoaștere a eșecului creștinismului de tip Constantinian. Greșit. Nu este adevărat. Ce spune fratele aici? Nu este adevărat. Nu, domnule, like-ul a fost dat la anumite afirmații care au fost făcute doar despre Calvinism. Nu s-a făcut nicio afirmație despre modelul Constantinian despre relația dintre biserică și stat. Nu despre asta s-a vorbit. S-a vorbit despre doctrina calvinistă. oricine se poate uita. Despre asta este vorba. Despre doctrina calvinistă. Da? Nu este vorba despre așa ceva. Laicul like nu a fost pentru asta. Laicul like a fost pentru afirmațiile alea. Ca o confirmare, el spune așa. Totodată și din păcate, în ziua de azi, Geneva lui Calvin nu este foarte diferită de Suedia lui Luther, așa că nu știu dacă are rost dezbatere din această perspectivă. Aha! Deci prima dată spui că nu ai dat uh, like pentru afirmațiile respective, că nu ești foarte riguros când citești pe Facebook, dar după aceea ne spui, de fapt tipul ăsta care o scris chestia de asta are dreptate, că Geneva lui Calvin și uh, Suedea Suedia lui Luther cam tot pe acolo os. Afirmațiile care au fost făcute despre Suedea sunt afirmații Eronate, greșite. Nu că n-ar fi homosexual și ateist în Suedia. Este gârlă să scârbă de cât ateism și de cât uh, homosexualitate este acolo. Dar nu despre asta a fost vorba. A fost vorba despre faptul că doctrina calvinistă, învățătura calvinistă, duce la ateism și la o homosexualitate. Lasă să da like. Lasă să da like. Uh, motivul pentru care Geneva lui Calvin și Suedea lui Luther au ajuns în halul în care au ajuns nu este datorită învățăturii calviniste și învățăturii luterane, care sunt două chestiuni diferite și mare eroare care se face în aceste pseudo-articole scrise de individul la care a dat like fratele Otinel Munaciu, marea eroare este că acestea două ar fi același lucru. Nici vorbă de așa ceva. Cine a pus mâna pe o carte elementară care tratează sistemele acestea, aș dă seama că nu este vorba despre asta. Dar motivul pentru care Europa a luat-o razna și e plină acum de ateism, de LGBT, de socialism și toate enormitățile, este datorită renunțării la principiile reformei, datorită abandonării cuvântului lui Dumnezeu, datorită respingerii învățăturii Sfintei Scripturi, datorită aversiunii față de teologie, datorită aversiunii față de învățătura curată a cuvântului lui Dumnezeu, datorită respingerii lucrurilor pe care părinții lor le-au promovat, le-au învățat, le-au pus la baza constituirii acestor țări. Asta este datorită abandonării ce a învățat Calvin, datorită abandonării ce a învățat Luther. Niciunul dintre noi nu spunem Că oamenii aceștia au fost perfecți Nu spune că oamenii aceștia N-au făcut greșeli Au făcut greșeli Monumentale Monstruoase În același timp A spune că uh, Homosexualitatea și ateismul din Suedia, Se datorează lui Luther Este o aberație Sau că se datorează lui Calvin Care nu are nicio legătură Calvin cu luteranismul Să fie foarte clar Calvin a venit după câțiva uh, Câțiva ani buni După ce Luther a început reforma Dar este al doilea val A reformatorilor Pe scurt Motivul pentru care am făcut apologia aceasta este pentru că fratele Otinel Bunaciu, este un fost președinte al cultului baptist, este profesor universitar, are funcții în anumite uh, alianțe evanghelice ale baptiștilor, este o persoană cunoscută, este o persoană foarte citită, uh, este o persoană la care oamenii se uită, este o persoană care știe despre ce vorbește, da? Și, din nou, repet, să dai like la chestiunile acestea. Uh, să dai share, să le promovezi, să le aperi și după aceea uh, să te aperi pe tine făcând lucrul ăsta uh, arată, repet, o ignoranța ce ce este foarte grav ori reavoință, da? Caricaturizarea unui teologii pe care ai înțeles-o dar pe care vrei să o prezint într-un uh, într mod negativ pentru ca să-ți fie mai ușor să o combați, da? Da, nu este adevărat că nu este important Facebook-ul, Facebook-ul este important pentru simplu că ai intrat acolo și ai comentat. da? Nu este adevărat că ar fi trebuit să-l contactezi privat pentru că fratele a comentat public, a dat like public, a promovat în felul acesta public. Și este interesant, dacă el n-a fost riguros prima dată, când i s-a adresat atenția, el n-a citit din nou lucrurile acelea. să spun, domnule, nu sunt de acord cu de pe care le a scris individul ăsta, așa cum să-l retrag like-ul. Și o să spun, nu m-am uitat foarte bine, eu nu sunt de acord cu lucrurile acestea îmi retrag aprecierea pe care am făcut-o. Nu! Aprecierea a continuat și au fost dat aprecieri mai departe și la alte, alte la fel de aberante. Asta este problema. Avem de învățat că atunci când vrem să discutăm, trebuie să prezentăm opinia celuilalt serios, trebuie să o prezentăm așa cum este ea și să combatem ceva care este cunoscut foarte bine, foarte clar. Nu te apuci să combați ceva ce nu este adevărat. De asemenea, să vii să spui că după 500 de ani de la reformă, efectele care există astăzi vin din reformă, este o aberație. Am auzit chestiunea asta de la persoane importante, persoane pe care le apreciez din țară la noi, nu le dau numele acum, dar este o aberație. Da? Așa ai putea să iei. uite -te care sunt efectele baptismului în țara noastră. Efectele baptiștilor, care au fost în număr dublu acum 60 de ani. Lucrarea pe care au făcut-o și așa mai departe. Și acum ați într-o stare jalnică, nu? Din multe puncte de vedere. Asta înseamnă că doctrina baptistă a dus la efectele astea? Nu! Asta înseamnă că s-au abandonat multe principii baptiste în bisericile baptiste și în cultul baptist din țara aceasta și de aceea s-a ajuns la starea asta, da? Deci nu poți să faci asemenea legături. Doamne, pentru că cu o mie de ani au făcut cineva ceva, uite ce s-a întâmplat din cauza la ce a făcut cineva cu o de ani. Poate să fie o legătură, dar în cazul nostru nu are nicio treabă. Chemarea mea este să judecăm, să citim, să ne informăm să fim sinceri, să fim onești, să prezentăm argumente și să renunțăm la tipul ăsta de propagandă și după aceea să începem să o dregem cu busuioc și să ne scuzăm în fel și chip, dar de fapt să lăsăm lucrurile așa cum le-am făcut pentru că noi de fapt asta credem.